Citim doar două versete din două locuri diferite în această seară. Primul verset de la Matei, capitolul 11, versetul 28, iar apoi Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 9, versetul 23. Primul verset, Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 11, versetul 28. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Și Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 9, versetul 23. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Amin. Dragilor, e greu de crezut în seara aceasta că eu o să vă pot ajuta cu ceva. Dumneavoastră aveți probleme, lupte, necazuri, boli și eu le am pe ale mele. Singurul care ne poate ajuta pe toți este Dumnezeu. Chiar dacă aș predica mai puțin în seara asta, vreau să mai facem o rugăciune și nu vreau să pierd ocazia să faceți o rugăciune pentru mine. Să faceți și pentru dumneavoastră, dar și pentru mine și să o rugați, Doamne, dă înțelepciune omului ăsta să ne spună ceva, să pricepem, să înțelegem și să plecăm cu ceva acasă din partea ta. Haideți încă o dată să ne smerim, să ne umilim și să facem o rugăciune cu toți. Amin, vă invităm să ocupați locurile. Binecuvântat să fie Domnul. Eu sunt un predicator care nu plac nici introducere, nici prezentările, așa că o să intru direct în subiect. V-am citit în seara aceasta două versete care prezintă două chemări. Cele două chemări formează un creștinism complet. Prima chemare este, dacă pot să reafișez, Matei, capitolul 11, versetul 28. Prima chemare, dumneavoastră știți aceste chemări, zice, veniți la mine. A doua chemare este, veniți după mine. Este o diferență majoră între cele două chemări și încerc un pic să vi le explic pe amândouă. Veniți la mine. La această chemare, veniți la mine, câștigătorul ești dumneata, beneficiarul ești tu, perdantul este Dumnezeu. Deci la chemarea asta, veniți la mine când o face Domnul, el pierde, dumneata le câștigi. Adică noi câștigăm tot, el pierde tot. El și-a pierdut fiul, fiul și-a pierdut viața, a suferit, a chinuit, a pătimit. Noi în chemarea aceasta, când el pierde totul, câștigăm totul. Câștigăm iertare, odihnă, pace, liniște, binecuvântare, câștigăm moștenirea. De aceea, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu ce fac? Vă dau, dar primirea noastră este prin pierderea lui. Deci e foarte important să înțelegeți lucrul acesta. La prima chemare, veniți la mine, Dumnezeu pierde tot, eu câștig tot. Chemarea aceasta se primește prin credință. Nu-i prin faptă, ci este prin credință. Efectiv, dacă crezi, primești totul. Nu trebuie să faci absolut nimic. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, creștinismul are la bază credința și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. A crede sau credință nu însemnează să faci ceva, ci însemnează să primești ceva făcut. Deci, încă o dată vă explic, credință însemnează nu să faci tu ceva, ci să primești ceva făcut. Adică Hristos la cruce a făcut ceva și tu primești prin credință fără să faci absolut nimic. Creștinismul nu începe cu un fă din partea ta, ci începe cu un făcut din partea lui. De aceea, dacă dumneavoastră, de exemplu, citiți la înviere, femeile s-au dus dis de dimineață la mormânt să facă ceva pentru Iisus. Au cheltuit, au cumpărat miruri și mirezme pentru că au vrut să facă ceva pentru Iisus. Surpriză! Când au ajuns la mormânt, totul era făcut. Ei, această chemare este prin credință. O zis cineva către mine, zice, frate Mihăiță, nu mai zice la oameni că prin credință ăștia chiar cred că nu trebuie să facă nimic. Dar eu chiar cred și trebuie să credeți că nu trebuie să faceți nimic. Vreau să vă întreb, ce ați făcut dumneavoastră să vă nașteți din pântecul mamei? Ce ați făcut? E tot așa începe creștinismul, nu trebuie să faci nimic. Efectiv,
te naști prin ce-a făcut Dumnezeu, câștigi prin ce-a făcut Dumnezeu. Toate bătăliile, toate victoriile care s-au dat la cruce și Hristos le-a câștigat, vin asupra ta fără să faci nimic, prin credință. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Adică efectiv trebuie să crezi ce a făcut Iisus și ce a câștigat acolo și să iei totul, pentru că El a pierdut totul, ca tu să iei totul și să câștigi totul. Binecuvântat să fie El. Ia gândiți-vă dumneavoastră, uite, aveți copilași. Dacă aș întreba un copil de 4-5 ani, sau vă întreb pe dumneavoastră, pe părinți, copiii dumneavoastră de 4-5-6 ani au depresie. Au depresie copiii. Dar ăștia mari de ce avem? De ce copiii mici n-au depresie? Pentru că au părinți. Vreau să vă întreb, ce fac copiii dumneavoastră de 4-5 ani să mănânce mâine? Ce fac? Mănâncă. Nu fac nimic. Ci doar mănâncă pentru că au părinți. Asta însemnează să ai un părinte, să crezi într-un tată. Adică tatăl face totul, îți pune la dispoziție, tu mănânci. De-aia copiii nu au depresii. Oamenii mari au depresii pentru că n-au credință. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, depresia nu este compatibilă cu credința. Nu poți să ai credință să fii în depresie. Nu poți să fii un creștin autentic, un credincios autentic în depresie, pentru că ele nu se potrivesc, nu are sens să crezi într-un Dumnezeu ca tată care conduce universul și să fii în depresie. N-ai cum. Ia gândiți-vă dumneavoastră, de exemplu, nu știu aici la dumneavoastră, dar la noi în România, să presupunem că luăm copilul mic și mergem cu el la mall, la cel mai mare magazin din Timișoara, și acolo la mall tu ca tată te ascunzi după un colț. Ce face copilul tău? Când tu te ascunzi și nu te mai vede, ce face? Zice, ai, ce bine că am scăpat de tata. Acum mă duc și mănânc ce vreau eu, mă joc cu ce jucării vreau eu. Așa face copilul. Dar ce face? Țipă, urlă, strigă, tati! Și când iasă tatăl de după colț, se aruncă în brațele lui și primește tot de la tata. Îi dă tata să mănânce, îi dă tata jucării. El nu face nimic pentru asta. De aceea copiii n-au depresie și așa ar trebui să fim și noi, ca niște copii. Deci veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă dau depresie. Vă dau tulburare. De ce vă dă? Deci problema noastră de bază este că nu avem credință. Efectiv, nu credem ce a făcut Iisus pe cruce și nu luăm totul. Și am avea pace, odihnă, liniște, binecuvântare. Și am fi ca niște copii care au părinți și n-am avea depresie, n-am avea tulburare, pentru că știu că am un tată care se îngrijește de mine. Treaba mea, zice, neamurile se frământă gândindu-se așa-i, așa-i, așa-i. Dar zice, tatăl nostru știe... Deci treaba mea nu este să fac ce fac neamurile, să caute lucrurile astea, ci treaba mea este să caut fața Tatălui și Tatăl mi le dă pe toate. Binecuvântat să fie El. Amin. De aceea, dacă sunteți un prieten în seara aceasta aici, trebuie să înțelegeți, ca să deveniți creștini, nu trebuie să faceți nimic. Trebuie să credeți. Dumnezeu a făcut totul la cruce. A pierdut totul pentru ca dumneatale să ai totul și să câștigi tot. Să ai odihnă, pace, liniște, toate lucrurile astea se primesc prin credință. Credință nu înseamnă să faci ceva, ci să primești ceva făcut de Dumnezeu. Ia gândiți-vă dumneavoastră, dacă v-aș spune dumneavoastră acum să mergeți, nu mă pricep aici, să mergeți peste drum sau undeva aici și să faceți o clădire cu 10 etaje. Puteți careva? Nu. Dar dacă acum v-aș da eu 100 de milioane de euro și aș zice, fă un bloc cu 10 etaje, ai putea? Dar de ce? Că tot tu ești. Înainte n-ai putut, acum poți. De ce? Tot tu ești. Numai că ai primit totul de la mine și ai făcut cu ce am primit eu, cu ce ți-am dat eu. E așa și aici credința este că poți totul pentru că primești totul. De aceea zice, pot totul în Biserica Pentecostală. Pot totul în Biserica Ortodoxă. Sau unde pot totul?
În Hristos care îmi dă toate resursele și eu le primesc prin credință. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Dar nu zăbovesc la chemarea asta prea mult, pentru că cei mai mulți de aici cred că ați venit la Domnul și ați primit totul de la cruce și ați crezut în El. Binecuvântat să fie Domnul. Mergem la a doua chemare de la Luca, capitolul 9, versetul 23. Aici chemarea este cu totul diferită. Deci, dacă voiește cineva nu să vină la mine, ci să vină după mine. Deci, veniți la mine prin credință, primești tot, El pierde tot. Dar acum, dacă ai venit la El, ce faci? Acum trebuie să mergi după El. Chemarea asta, veniți după mine, trebuie să înțelegeți. Acum pierd eu totul și câștigă El totul. Deci la prima chemare pierde Dumnezeu, câștig eu. La a doua chemare acum pierd eu tot, câștigă El și împărăția Lui. Dumnezeu, care chemare vă place? Ei, am venit la El și am primit tot și acum ce facem? Acum pierdem tot și câștigă împărăția. Ăsta e creștinismul autentic. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, creștinismul adevărat nu are la bază moartea lui Iisus Hristos. Cei mai mulți dintre dumneavoastră știți lucrul ăsta, că la baza creștinismului este moartea Domnului Iisus. Domnul Iisus a murit acum 2000 de ani. De ce nu sunt toți creștini? Că e la bază. Creștinismul are la bază două morți. Moartea lui și moartea ta. Atunci ești creștin. Iisus a murit pentru toți, dar nu sunt toți creștini. De ce? Pentru că trebuie să mori și tu. Adică creștinismul are două morți la bază. Moare El, câștigi tu. Mori tu, câștigă El. Se sacrifică El, câștigi tu. Te sacrifici tu, câștigă El. Înțelegeți? S-a jertfit El, mă jertfesc eu. Se sacrifică El, mă sacrific eu. Moare El, mor eu. Ăsta e creștinism. Nouă ne place prima chemare. Veniți la mine că e prin credință. La a doua chemare e prin voința ta. Prin putere. Zice, dacă voiește cineva, a cui intervii tu? Și trebuie să mori și tu, să te jertfești și tu, să te sacrifici și tu ca să câștige împărăția lui Dumnezeu. Să vadă toți oamenii din jur că există Dumnezeu. Dar asta nu se poate numai dacă mori tu. Numai dacă dispari tu. Vreau să vă întreb, surorile. Dumneavoastră, ca să faceți o ciorbă bună, ce puneți în ea să dea gust? Sare, nu? Și după ce puneți sare, fierbeți oala cu ciorbă, o puneți pe masă, puneți în farfurie și mâncăm cu lingura. Unde-i sarea? Unde-i sarea? Sarea aia s-a dizolvat, a dispărut, a murit, dar a dat gust. Dumneavoastră, nu o să puteți da gust niciunul să câștige împărăția lui Dumnezeu în afară decât dacă muriți și dispăreți ca sarea. Noi sau voi sunteți ce? Sarea? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, sarea în sac nu face nimic. Noi tot îi dăm cu sarea, sare, sare. Sarea în sac nu face nimic. Sarea numai dacă se dizolvă, se topește, dacă moare, dacă se desfințează, oprește putrefacția, dă gust. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți, dacă vreți să experimentați puterea lui Dumnezeu de înviere, puterea Lui se experimentează doar prin moartea ta. Umplerea cu Duhul Sfânt are o mare legătură cu moartea sinelui meu. Nu ai cum să fii umplut de prezența lui Dumnezeu dacă tu ești umplut de sinele tău. Hai să citim câteva versete, dacă poți să mă ajuți. Romani 6, de la 4 la 7. Dar dumneavoastră știți alt verset până afișezi tu, zice Apostolul Pavel, am fost răstignit. Adică am murit și eu, nu doar el. Eu zic aici ce zice. Noi, deci, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Versetul 5. În adevăr, subliniați, dacă
ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu El. Observați, dacă n-ai fost îngropat și n-ai murit, nu poți să trăiești nici viața de înviere, puterea învierii. Nu poți să o cunoști decât prin moartea sinelui. Mai departe, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Și versetul 7, căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. De ce nu suntem noi izbăviți de păcat? De ce repetăm păcatul? Pentru că nu vrem să murim. Cine a murit este izbăvit de păcat. Păcatul este dezbrăcat de puterea Lui prin moartea sinelui. De aceea creștinismul are la bază moartea Lui și iau tot, dar are bază și moartea mea, sinelui meu, și ia Dumnezeu tot. Și trăiesc puterea învierii Lui Hristos. Sau pune Romani 14, la versetul 7, noi cântăm cântarea asta și dumneavoastră poate o cântați de multe ori, Romani 14 cu 7, și versetul 8, iau zice, zice, în adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru... Așa e la dumneavoastră. Niciunul din noi nu trăiește pentru sine. Ce însemnează sine? A nu trăi pentru sine însemnează că nu mai ai absolut nicio pretenție. Renunți la orice pretenție, orice nemulțumire, orice moft. Nu ai pretenții de sine, te-ai lepădat de sine. Nu trăim nici unul pentru sine și nici unul din noi nu moare pentru sine. Și acum fiți atenți la versetul 8. Acum e cântarea asta. Căci dacă trăim, pentru cine trăim? Pentru copii? Pentru nepoți? Pentru familie? Pentru cine trăim? Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Ăsta e creștinismul autentic care se trăiește într-o raritate de nedescris. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Nu vă închipuiți cumva creștinismul să trăiește la adevărata lui valoare. Da, noi avem prima parte și foarte bine, să luăm totul. Că de-aia a murit Iisus, să câștigăm totul. Prin credință luăm tot. Dar după aia plecăm de aici și ce facem? Pentru cine trăim când plecăm în seara asta de aici? Venim, ascultăm cuvântul, ne cerem iertare, vrem pace, vrem bucurie, luăm totul din partea lui Dumnezeu și plecăm pe ușa aia și pentru cine trăim? Pune dacă poți te rog 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 15. Foarte importante versetele acestea. Eu zic ce spune... Și El a murit pentru toți. Vreau să vă întreb, de ce a murit pentru toți? Toți știm că a murit pentru toți să ne ierte. Dar aici nu scrie asta. Bineînțeles că a murit să ne ierte. Dar auziți ce zice aici. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Nu să înțelegeți ce a murit Iisus? Ca eu să nu mai trăiesc pentru mine. Ca tu să nu mai trăiești pentru tine. Să renunți la orice pretenție de sine. De-aia a murit Iisus. Ei, noi ce facem? Da, da, Iisus a murit, ne-a iertat. Dar și ce facem? Pentru cine trăim? Ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Pune și versetul 16. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Păi eu vreau să vă întreb, cum adică să-L cunoști pe Hristos în felul lumii? Nu să știți că cei mai mulți oameni din biserică îl cunosc pe Hristos în felul lumii? Cum e felul ăsta, să-L cunoști pe Hristos în felul lumii? Adică să crezi că Iisus a murit și aia din lume cred. Și aia se duc la spovedanie. Și aia se duc după iertare. Și aia vreau veșnicie. Deci a-L cunoaște pe Hristos în felul lumii înseamnă să accepți moartea Lui, să primești tot ce a făcut El și să pleci pe ușă și să trăiești pentru tine mâine. Asta înseamnă că-L cunoști pe Hristos în fel lumesc, nu duhovnicesc. Cine e creștin autentic, crede că Iisus a murit și va pleca și va trăi pentru Dumnezeu.
Ei, asta e voința ta, e lepădarea ta de sine. Nu știu dacă dumneavoastră știți ce însemnează celulă cancerigenă. Celulele, de obicei, celulele au un ciclu. Se nasc, trăiesc, fac urmași și mor și trăiesc prin urmași. Celula cancerigenă este o celulă care nu mai vrea să moară. Deci nu vrea să respecte ciclul. Se naște, trăiește, se mulțește și moare. Celula cancerigenă zice, eu nu vreau să mor. Nu vreau să mor și mănâncă, și mănâncă, și mănâncă. Ați văzut cum arată un om bolnav de cancer? Cum arată? Cine l-a mâncat așa? De ce arată așa? Pentru că există celulă cancerigenă care nu vrea să moară și ea mănâncă și mănâncă și mănâncă și mănâncă, dar ea nu-și dă seama un lucru. Ce nu-și dă seama? Că tot mâncând din om, omul moare și moare și celula. De aceea se numește celulă sinucigașă. Și în loc să fie viață-i moarte. Ei, o grămadă de celule sinucigașe sunt în biserică. Care zice, eu nu vreau să mor. Eu nu sunt preșul nimănui. Dă din coate, să bate, să războiește. Pe mine nu mă dă nimeni la o parte. Eu mănânc tot ce îmi stă în cale. Asta se numește celulă sinucigașă. Aș vrea să vă citesc rugăciunea unui om al lui Dumnezeu. Să vedeți dacă dumneavoastră ați făcut-o vreodată rugăciunea asta. El se ruga în felul următor. Doamne, întărește-mă împotriva mea. Lașul cu glas plângăreț care tânjește după confort, tihnă și veselie. Eu, marele meu trădător, eu, cel mai ipocrit prieten al meu, eu, dușmanul meu cel mai fioros, eu, obstacolul meu oriunde mă duc. Doamne, întărește-mă împotriva mea. V-ați rugat vreodată, Doamne, întărește-mă împotriva mea? Eu știți cum mă rog? Doamne, întărește-mă împotriva lui. Dumneavoastră, cum vă rugați? Doamne, am un vrăjmaș, întărește-mă, Doamne, împotriva lui. Cel mai mare dușman, cel mai mare obstacol, cel mai mare inamic din viața ta, știți cine e? Eu. Și să rog, Doamne, întărește-mă împotriva mea. Martin Luther spunea, nu am nici cea mai mică frică de puterile iadului, cu atât mai puțin de papă și cardinalii lui. Mă tem de inima mea mai mult decât de papă și de toți cardinalii lui, căci în lăuntrul meu este un papă mai mare care domnește, euul meu. Dumneavoastră vreți să mergeți pe calea îngustă? Și ce însemnează cale îngustă? De ce zice că trebuie să mergi pe cale îngustă, că lată-i calea și mulți sunt cei ce merg pe calea largă? De ce însemnează îngustă? Că eu am înțeles, eu nu zic că e rău. Unii zic, depinde de biserici, fără asta, fără asta, fără asta, fără asta, dacă vrei pe calea îngustă. Na, acum vreau să vă spun eu ce însemnează cale îngustă. Cale îngustă însemnează fără tine. Fără mine, adică fără sinele meu. Nu poți merge pe calea îngustă cu sinele tău. Trebuie să te lepezi de sine. Dacă voiește cineva să vină după mine pe calea îngustă, ce să facă? Să se lepede de sine. Deci nu poți să mergi pe calea îngustă cu sinele tău. N-ai cum. Nu poți. Tu ești marele tău obstacol. Nu poți să mergi pe calea îngustă cu sinele, trebuie să-l dai la o parte. Avem un bătrân sfânt, ne spunea odată bătrânul, foarte frumos, zice către noi, auzi, cu coarnele care vor crescut ca de cerb, pe calea îngustă nu se poate merge. Când i-au crescut coarne ca la cerb, numai coarnele astea nu sunt coarne negative, ăștia care sunteți, aveți un pic de anișori. Știți că coarnele de cerb erau niște trofee pe vremuri. Se puneau așa, prin sufragerie. Adică fiecare dintre noi avem niște succese, realizări, trofee și din cauza alea astea ne-au crescut niște coarne. Ba că ești frumos, ba că ai bani, ba că știi să predici, ba că știi să cânți, ba că conduci mașina foarte bună, s-au crescut câte o coarnă. Ei, pe calea îngustă cu coarne de cerb nu se poate merge. Și dumneavoastră trebuie să înțelegeți, trebuie să le dăm jos, să le lepădăm,
să le tăiem. Dacă n-ai înțeles lucrul ăsta, că nu poți merge pe calea îngustă cu sinele tău, cu coarnele astea de cerb care ți-au crescut, Dumnezeu te va băga într-o școală numită școala distrugerii. Eu știu că dumneavoastră n-auziți lucruri din astea așa, poate vă rănesc sau vă jignesc, dar eu nu vreau să vă rănesc, să vă jignesc. Dar cu cât înțelegem lecția mai bine și ne dăm coarnele jos noi, cu atâta scăpăm de școala lui Dumnezeu. Dar dacă nu înțelegi Dumnezeu pentru că te iubește și pentru că nu poți merge cu sinele pe calea îngustă, se va bate cu tine până te va distruge. Pentru că asta va face Dumnezeu cu toți care au sinele. Cu toți care au coarnele de cer, te va băga în școală și te va distruge, te va frânge, te va zdrobi. Nu va avea nicio milă de sinele tău, pentru că Dumnezeu dorește un singur lucru. Să-ți vadă sinele pe cruce. Și-ți va tăia coarnele. Eu am 51 de ani, Doamne ajută. Și încă taie Dumnezeu coarne la mine. O zis un frate într-o biserică, zice, frate Mihăiță, și după ce ți le taie, îți mai crește câte un. Azi parcă le-ai tăiat și mâine iar îți mai crește câte un. Și duce Dumnezeu luptă cu noi zeci și zeci de ani. Școala asta durează mulți ani. Puțini oameni o absolvesc. E o operație fără anestezie până când pacientul este lăsat mort. Când este lăsat mort, Dumnezeu zice, hai. Tu zici, unde? Păi zici să mai faci cu mine, nu vezi că-s praf. Deci acum te folosesc. Ăsta e omul lui Dumnezeu folosit de el. Care e fără coarne, care e făcut praf, care e zdrobit, dar Dumnezeu îl va folosi. Sunt foarte puțini oameni care absolvesc școala asta, pentru că cei mai mulți nu rezistă, nu suportă și îl întreabă Dumnezeu, dar ce faci? Păi nu a zis voi, Doamne, lucrează în viața mea. Păi ce să facă Dumnezeu? Lucrează. Nu-ți convine că lucrează. Și mulți, pe mulți, Dumnezeu îi va lăsa așa cum sunt. Pentru că Dumnezeu nu te obligă la asta. Zice, dacă voiește cineva să se lepe de sine, El te ajută. Dar dacă nu vrei, te lasă așa cum ești. Dar dacă vrei, fără sine, Dumnezeu va lua bisturiu. Va tăia fără anestezie, va scoate puroiul, va scoate gangrena din tine, dar după ce își va sfârși operația, tu vei fi numit omul lui Dumnezeu. Depinde ce vrei, ce urmărești în viață, ce vreți. Dacă vreți altceva, nu o să aveți parte de tratamentul ăsta din partea lui Dumnezeu. Dar dacă ești pe calea asta și îți dorești asta, nu te mira că ai parte de niște conjuncturi, circumstanțe în viață dureroase. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu vrea să scoată ceva din tine. De aceea trebuie să rezisti. Și cu cât înțelegi și te lepezi de sine, adică ce faceți dumneavoastră în fiecare dimineață? Când vă treziți, ce faceți? Dumneavoastră știți că în fiecare dimineață când ne trezim, trebuie să crucificăm sinele. Ăsta e primul lucru când te dai jos din pat. Pentru că s-ar putea ieri să fi fost un zmerit, dar peste noapte sinele să vină lângă tine pe pernă. Și când te-ai trezit dimineață, prima dată nu-ți bei cafeaua, că sinele poate să o bea cu tine odată. Nu te urci pe mașină și conduci, că aia poate și sinele. Nu știu dacă dumneavoastră puteți înțelege, sinele e atât de inteligent în om, încât poate să predice, poate să cânte, poate să facă școală de teologie. Nu asta puteți înțelege. Eu am mers în țară la evanghelizări și au vorbit deputați, senatori. Când vorbea câte un deputat, nu mai știa în care e păstorul. Vorbea deputatul mai bine ca păstorul. Pentru că a învățat să predice cu sinele lui. Poți să faci școală de teologie cu sinele tău, sinele se pricepe la asta. Sinele știe să zică, Doamne, Doamne în cântare, Doamne, Doamne în poezie, Doamne, Doamne în predică. Ce nu poate face sine? Nu poate face voia lui. Sinele nu poate face, că atunci trebuie să sacrifici sinele. Dacă ești certat cu cineva, ce trebuie să faci? Nu trebuie să cânți, nici să predici. Trebuie să te duci să spui, te rog frumos.
Păi coarnele de cerb atunci, cât suferă asta? Cum să-ți dai coarnele de cerb să vii la ala să-ți ceri iertare? Asta e suferință mare. E, sinele poate să facă fanfară, orchestră, școală de predicator, ce vreți dumneavoastră. Dar nu poate face voia lui. Nu poate iubi vrăjmașul. Nu poate ierta. Nu poate să piardă locul ăsta de aici, sinele. Credeți asta? De sinele nu poate să piardă locul ăsta. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Trebuie să fii în comitet ca să speli mâini ca Elisei lui Ilie. Trebuie să te leagă în comitet? Ca să iei hârtii de pe jos și o arunca copiii prin coridor, trebuie să fii în comitet? Ca să mergi la bolnav, trebuie să fii în comitet? Ca să faci bine la un sărac, trebuie să fii în comitet? Păi închipuiți-vă dumneavoastră ce a zis o soră. Zice, mergeți vă rog la al meu, că e adunare generală, și dacă nu-l aleg nici acum în comitet, cred că se lasă de credință. Asta e credința. Dar ce e asta? Doamne, mirele meu. Afișați dacă poți Faptele Apostolului, capitolul 7, 22, să vă dau câteva exemple în final. Spre final ne-am întrebat la 10 încheiați. Putem să trecem 10 minute? Hai să vă arăt despre un personaj cu numele Moise. Uitați-vă ce scrie. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Știți vreun om care să știe toată înțelepciunea spaniolilor? Toată. Sau toată înțelepciunea americanilor? Sau toată înțelepciunea francezilor? Foarte greu de găsit. Gândiți-vă cine a fost Moise, vârf de piramidă în inteligență. Adică a învățat toată înțelepciunea egiptenilor, avea aici. Și nu numai atât. Zice, a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte. Cum îl știți dumneavoastră pe Moise? Puternic în cuvinte, îl știți. Îl știți bâlbâit și gângam, dar nu a fost așa? Era vârf de piramidă în cuvinte. Ce scrie aici? Există oameni care au inteligență în cap, cunosc foarte mult, dar nu pot exprima în cuvinte. Dacă îi pui în față aici la învon sau în față, ei nu știu să exprime. Ei au în cap inteligența, poate pot să o scrie pe foaie, dar nu pot să exprima în cuvinte. Ei, gândiți-vă, Moise nu că avea toată înțelepciunea aici, putea să o exprime în cuvinte, era foarte puternic în oratorie. Și nu numai atât, era puternic în cuvinte și în fapte. Ce înseamnă asta? Există oameni care au inteligență în cap, care pot să o exprime pe gură, dar nu pot să o pun în proiecte. Niciodată nu o pun în proiecte. Gândiți-vă la Moise. Era efectiv un savant. Inteligență, vârf de piramidă, exprimare, vârf de piramidă și în proiectare era vârf de piramidă. Pe lângă asta, pune 23. Avea 40 de ani, vârf de piramidă ca vârstă. E punctul culminant. Mai departe, 24. A văzut pe unul din frații lui suferind nedreptate, a luat apărare, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Egipteanul ăsta nu era un copil, era un soldat. Gândiți-vă, Moise, ce puternic era în mușchi, în forță, de l-o băga pe ăsta pe egiptean în pământ. Deci vârf de piramidă în inteligență, vârf de piramidă în exprimare, vârf de piramidă în proiectare, vârf de piramidă în vârstă, vârf de piramidă în forță. Și acum fiți atenți ce zice. Păi dacă tot era vârf de piramidă, ia auziți ce zice mai departe. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu, păi dacă tot eu sunt vârf de piramidă și sunt cel mai tare dintre noastre în inteligență, în exprimare, în proiectare, în vârstă, în forță. Păi ar trebui să înțelegeți că Dumnezeu prin mâna mea dă izbăvirea, dar auziți că n-or priceput că prin mâna lui Moise dă Dumnezeu izbăvirea. Și mie vine să cred că Dumnezeu s-a uitat la Moise și a zis, Moise, tu ești prea puternic. Și trebuie să fac din tine un slab. Și l-a trimis la școală. Știți câți ani? 40. Știți pe cine a avut profesor? Pe socrul lui. Să te ferească Dumnezeu. Numai soacra și socrul să nu-ți fie profesor. Orice, oricine.
Dar gândiți-vă ce umilință la ăsta că era vârf de piramidă în toate, acum mai dictează socrul. Dimineața duci cu oile în pădure. Cum eu vârf de piramidă, eu fac proiecte, fac... De seară la ora 7 aduci tot laptele mult să-l pui acolo. 40 de ani, în 40 de ani mai ăștia ni se vorbească. Gângav, bâlbăit, cu un toiag. Și după 40 de ani apare Dumnezeu. Moise, da, hai, unde? Și acum vor pricepe toți că prin mâna mea de Dumnezeu dau izbăvirea. Nu să înțelegeți care e diferența. Există vise care le avem, dorințe, și avem impresia că oamenii ne vor recunoaște pe noi, că prin mâinile noastre, eu sunt. Și Dumnezeu zice, ești prea tare. Și te bagă în școală și taie, și taie, și taie, 40 de ani. Și după 40 de ani, când ești făcut praf, Dumnezeu zice, hai, că acum va înțelege toată biserica și toți că eu sunt Dumnezeu și prin mâna mea dau izbăvirea și mâna mea tot puternică apasă lui Faraon, apasă pe Faraon și dă voie la popor să plece. Îi vreo diferență? Gândiți-vă la regele David. Foarte frumos. Gândiți-vă că băiatul ăsta era marginalizat, abandonat. Tatălui nu credea în el. L-a trimis la oi și pe ceilalți frați care arătau impecabil, i-a pus la prezidențiale. Că a venit prorocul să aleagă pe unul. Și prorocul zice, nu-i niciunul. Mai avea un copil. Și da, ăla e fără șanse. Ia la oi. Și nu se face nimic până nu vine șala. Acum gândiți-vă că David era în pădure cu oile și aleargă o slugă spre el și fuge și strigă, David, David, și David zice, ce? Și fuge repede acasă, că prorocul nu vrea să facă nimic fără tine. Acum gândiți-vă ce-o fi fost în mintea lui David, dar de ce mă vrea prorocul? Păi nu mă vrea nimeni. Tatăl meu nu mă dorește, sunt marginalizat, abandonat, ce vrea prorocul cu mine? Și fuge spre casă, și fuge spre casă, și fuge spre casă. Și gândiți-vă că de departe îl vede prorocul și zice, îngenunchează. Acum gândiți-vă că băiatul ăsta se pune în genunchi și simte că îi picură pe cap ceva. Copiii dumneavoastră nu știu asta, dar un copil de evreu știa că atunci când îți picură un de lemn pe cap, ești făcut rege. Gândiți-vă pe David îngenunchea copilul ăsta cu păr bălai, ce-o fi gândit? Asta mă face rege. Și aude vocea profetului. Iată unsul Domnului. Ce vise, ce zi memorabilă. Ascultați-mă. Din momentul ăsta când a fost uns de Dumnezeu, în loc să fie înscris în linia regală, să fie așezat pe tron, să-i se pună coroană pe cap, intră în an de agonie și suferință. De necrezut. Dar ce face Dumnezeu? Cum adică mă ungi ca împărat și mă bagi în agonie și în suferință? Bisturiul care a operat Dumnezeu în David era tocmai unsul domnului Saul. Nu-i interesant? Dacă erau amaleciții, dacă erau filistienii, nu te doare așa tare. Dar când tocmai unul din biserică, ăsta mă rănește. Și care-i problema? Vei rezista? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. În fiecare din noi curge sânge de Saul. Și Dumnezeu va distruge pe Saul din interior cu un Saul din exterior. Chiar dacă e din biserică. Pentru că și tu ești un Saul în interior și ăla trebuie să moară. Și ascultați-mă, veți avea parte de experiențe ca chiar în biserică. S-ar putea lângă o Ana să fie o Penina. Lângă un David să fie un Saul și Dumnezeu nu-i înlătura. Pentru că vrea să te formeze pe tine. Și gândiți-vă că Saul ia sulița și aruncă. Tu dacă vrei să fii un rege după rânduiala lui David, nu scoți sulița și dai înapoi,
Pentru că atunci ești un rege după rânduiala lui Saul. Saul n-a înțeles niciodată că Dumnezeu dirigează istoria. El pune împărați. Dar David a înțeles și a spus, eu nu pun mâna pe el, eu nu mă răzbun. Nu întorc rău pentru rău. Nu iau sulița și dau înapoi. Pentru că eu nu vreau să fiu un rege după rânduiala lui Saul. Ascultați-mă, nu dați cu săgeți înapoi. Nu aruncați cu sulițe înapoi când sunteți răniți. Suferiți rana. Pentru că Dumnezeu lucrează să-ți distrugă sinele tău. În comportamentul cu vrăjmașul. De ce credeți dumneavoastră că scrie Biblia? Iubiți pe vrăjmașii voștri. Dar n-ar putea Dumnezeu să-i termine pe toți odată. De ce să-i iubesc? N-ar putea să-i nimicească? Nu. Te lasă să iubești tu. Și să nu te răzbuni. Să nu te împotrivești la cel care îți face rău. Dar de ce? Ca să devii omul lui Dumnezeu. Nu te bați. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, David era un erou național. Câștigase războaie. Femeile strigau după el ca după un erou. Putea să ducă la Saul, zice, bă, nebunule, gata cu tine. N-ai înțeles? Dumnezeu te-a lepădat, eu sunt unsul. N-a făcut asta niciodată. A suferit și a suferit și a suferit. Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră v-a spus numele la copii Saul? Dar David. Dar vreau să vă întreb, de ce puneți numele la copii David dacă tu ești Saul? Pune-i Saul. Păi dacă tata dă cu săgeți și cu sulițe, de ce îi pui David? Că nu seamănă cu David. Pune numele tău. Trage cu săgeți, dă-i cu sulițe, luptă, dă din coate, fii celula cancerigenă. Dar noi nu, la copii le punem numai de ăștia. Doamne, ai milă de noi. Și ascultați-mă. Al doilea bisturiu cu care Dumnezeu a tăiat în viața lui David a fost fiul lui Absalom. Asta doare. Tocmai unul din casa ta, tocmai nevasta care ai ținut-o la piept te trădează, tocmai soțul pe care l-ai îngrijit o viață te tratează în felul ăsta, tocmai copilul tău pe care l-ai dat la școală și ai investit bani în el vine și îți întoarce vorba înapoi. Și ce faci? David a mers de sculț și a zis, poate într-o zi Dumnezeu va avea milă de mine. Și Dumnezeu a avut. A făcut și greșele în viață, care l-au costat mult. Și trebuia să fie tăiat cu ceva. Ascultați-mă, noi îl înțelegem poate pe Dumnezeu altfel. Și înțelegem dragostea lui Dumnezeu cu doldora de bani în buzunar, cu Mercedesul, cu BMW-ul și cu casa cu etaj. Dar Dumnezeu vrea altceva. Dacă vrei să fii un om bogat, asta e altceva. Dar dacă vrei să fii un sfânt, ăsta va fi tratamentul. Îți doresc să fii omul lui Dumnezeu? Îți doresc să fii un sfânt? Cu cât vom înțelege lecția mai bine, ce dacă voiește cineva să vină, să se lepe de el, să se zmerească el, să se prăbușească el, să se facă mic el. Și vei avea parte de puțină școală. Nu înțelegi, Dumnezeu te iubește, intri în școală mulți ani. Auziți dumneavoastră ce zice mai departe versetul unde v-am citit, Luca 9 cu 23 la 24, spune, fiindcă oricine va voi să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va salva. Deci observați, viața vine prin pierdere. Pierzi viața, ți-o dă el. Pierzi, suferi, te jerfești, câștigi. Păi dumneavoastră nu înțelegeți că Iisus a fost drobit. Și zice, va vedea o sămânță de prin suferință, prin zdrobire. Nu ai cum fără suferință. Vei întâlni multe lucruri, trebuie să suferi.
ceva înflorind. Unul dintre cei mai mari dirijori ai lumii a dirijat o orchestră într-o sală de concerte și au cântat impecabil. Au cântat așa de bine Sinfonia Noua de Beethoven, încât toată sala s-a ridicat în delir în picioare și a început să bată din palme, să ovaționeze. Și când a văzut dirijorul ce slavă vine spre ei, s-a întors la orchestranți și le-a spus următoarele cuvinte: domnilor, eu, dirijorul care am dirijat în seara aceasta, sunt nimic. Domnilor, voi care ați interpretat Sinfonia Noua de Beethoven în seara asta, sunteți nimic. Ce, domnilor, Beethoven este totul, pentru că am cântat muzica lui. Acum vreau să vă spun altceva în final. Domnilor, eu care am predicat în seara asta, sunt nimic. Domnilor, voi care ați cântat în seara asta, sunteți nimic. Domnilor, care ați venit în seara asta, sunteți nimic. Domnilor, Iisus Hristos este totul. Cântăm sinfonia de pe cruce, muzica din sângele vărsat, și se pune strălucirea pe mine, pe omul care intră în pământ. Nu. Oare când vom învăța că noi trebuie să fim nimic și El să fie totul? Că eu trebuie să dispar, să mă fac mic, 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 mic și să nu mă mai văd. Când vom învăța asta? Cât îi va trebui lui Dumnezeu să bată cu noi, să ne dăm coarnele jos? Când vom învăța că pe calea îngustă se merge fără sine? Fără sine. Oare dorim să ne pocăim? Veniți la mine și luați tot. Ce frumos e Dumnezeu! El dă tot ca să iei tot. Pierde totul, își pierde fiul, fiul își pierde viața. Zice, luați tot! Plecați în seara asta, iertați! Plecați în seara asta, odihniți, cu pace, cu liniște, cu viață veșnică, plecați, luați totul. Și ce facem când plecăm? Pentru cine trăim? Vom pleca pe ușă și vom zice, Doamne, de astăzi încolo, voi trăi pentru Tine. Aleluia. Toate lucrurile vor fi secundare. Munca mea, jobul meu, banii, casa, mașina, voi trăi pentru slava Ta. Dacă înveți lecția asta ușor, vei avea o viață mai ușoară. Dacă nu, o să înveți ca mine, mai greu. Ani de zile am întrebat Dumnezeu, de ce faci asta cu mine? De ce vrei să mă duci pe buza mormântului să mă arunci în groapă? Pot morții să te laude? De ce vrei să mă faci să nu mai zic nimic, să nu mai pot nimic? Pentru că tăia la coarne, n-am înțeles mult timp, dar cu înțeleg. Și când vei înțelege, vei spune, Doamne, îți mulțumesc și pentru calvară, și pentru suferință, că vrei să scoți din mine un diamant. Încă mai are de lucrat și în tine și în mine. Dar dacă ne smerim și ne umilim, viața cu Dumnezeu e mai ușoară. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă invit să ne dedicăm pentru o rugăciune. Fiecare se roage personal. Vă cunoașteți viața. V-am prezentat cele două chemări. Luați-o cu începutul. Veniți la mine. Luați totul la mine. Pune, Doamne, n-am pace. Vreau pace. Ai câștigat victoria acolo. Vreau iertare. Vreau liniște. Nu vreau să mai trăiesc în depresie. Ia totul de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a câștigat totul. Și pleacă în seara asta. Dar spune, Doamne, dacă mi-ai dat tot... Mi-a dat tot cerul, pentru ce să trăiesc? Pentru pământ? Să trăiesc pentru mine, pentru pretențiile mele, pentru mofturile mele. Voi trăi pentru slava Ta, pentru gloria Ta. Haideți să intrăm într-o rugăciune cu toți.